USR-ul cheamă în Parlament pe Marcel Boloș pentru a prezenta stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență. Formațiunea politică vrea să afle dacă România are vreo șansă să primească anul acesta vreun leu din PNRR. Ne spune mai multe despre acest subiect deputatul USR Iulian Bulai. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația în jurnal. Vă rog să ne spuneți, din informațiile pe care le aveți până acum, câte jaloane a îndeplinit România și câte ar fi trebuit să îndeplinească? Vă mulțumesc mult pentru invitație. Da, am făcut ieri această invitație către domnul Boloș pentru că este nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește implementarea celui mai mare program de reforme și investiții pe care, atunci când nu eram la guvernare, l-am alcătuit și l-am gândit foarte bine. Sunt probleme mari în PNRR, în chestiunea jaloanelor și a anumitor termene care nu au fost respectate și pentru aceste motive domnul Boloș trebuie să vină în Parlament și să clarifice puțin situația. Înainte era mult mai comunicativ, făcea un raport pe asumările guvernului în fiecare trimestru. În ultimele două din 2022 a fost absent din spațiu public în ceea ce privește această comunicare. De aceea noi de la USR credem că este oportună prezența domnului ministru și îl așteptăm pentru a clarifica în fața Comisiei și în fața Parlamentului toate întrebările care îi vor fi adresate. Mulțumim mult pentru toate precizările. Mergem mai departe.